Ei bine, în acest videoclip vreau să ne uităm împreună peste rezultatele companiei Banca Transilvania din tot anul 2023. Pentru că s-au publicat astăzi, în 26-a 2-a, rezultatele companiei Banca Transilvania, vreau să ne uităm împreună peste ele și să vedem de fapt cum s-a descurcat această companie în 2023. Ei bine, vreau să ne uităm împreună peste rezultatele prima dată ale business-ului, să vedem ce cifre au în zona de vânzări și toate astea. Și apoi să ne uităm peste cifrele financiare, da? Să vedem câți bani au făcut ei de fapt. Vedem că BT a finanțat companii cu 23 de miliarde de lei și persoane fizice cu 10 miliarde de lei. Peste 270.000 de credite noi au avut anul trecut. Banca a fost cel mai mare partener în programul guvernamental lansat în 2023 cu finanțare de peste 3,35 de miliarde de lei. Numărul de clienți activi a ajuns la 4,2 milioane, ceea ce este foarte, foarte bine. Vedem că au atras încă 623.000 de clienți în tot anul 2023, din care 93.000 sunt doar companii și 530.000 persoane fizice. Impozitul pe profit plătit de BT către stat în 2023 a fost de aproape 2% din tot impozitul pe profit primit de stat de la companii din România, ceea ce este un lucru destul de mare. Impozitele și taxele totale plătite de bancă în 2023 au fost de peste 1,2 miliarde de lei. Și mai vedem că scrie în decursul de 5 ani de zile de la sfârșitul anului 2018 și până la finalul anului 2023, BT și-a dublat activele, creditele și depozitele, iar baza de clienți activă a crescut cu 50%. Mai vedem că numărul de carduri a ajuns la 6 milioane, BT are peste 3,7 miliarde de clienți unici digitalizați, reprezentând 89% din total clienți activi. Numărul plăților cu telefonul a crescut și acestea, dar asta, să zicem, nu neapărat datorită BT-ului, ci pentru că tehnologizarea ajunge la un alt nivel. Peste 16.000 de persoane și-au cumpărat locuințe cu ajutorul BT, suma aceasta fiind de aproximativ 4,7 miliarde. Soldul creditelor imobiliare ipotecare este de 18,7 miliarde și a crescut cu 10% față de aceeași perioadă a anului 2022, reprezentând 25% din credite. Vedem 110.000 de credite de consum în valoare de 4,4 miliarde de lei în 2023. Banca a acordat peste 21.000 de împrumuturi noi în valoare de 5,6 miliarde pentru peste 441 de clienți IMM și micro. Numărul creditelor noi acordate de bancă au crescut cu aproape 6% în 2023. E bine, chiar dacă ne aflăm într-o economie cu dobânzi uriașe, vedem că această companie face recorduri după recorduri chiar și la împrumuturi, da? Să nu mai vorbim de cifrele care 100% sunt din ce în ce mai bune, pentru că dobânzile pe care ei le încasează sunt destul de ridicate și atunci ne așteptăm la venituri foarte bune anul acesta pentru Banca Transilvania și sunt 100% sigur că și anul 2024 o să fie unul destul de bun pentru această companie. Ce mai vedem ca și consolidare a grupului Banca Transilvania este că BT Leasing și Țiriac Leasing au devenit o singură companie în 2023. Fuziunea a avut impact pozitiv în business-ul BT Leasing. A ajuns la 25.000 de clienți și 500 de milioane de euro în portofoliu, ceea ce este un lucru destul de mare. BT Mic a ajuns la peste 1 miliard de lei în sold și are peste 18.000 de clienți. Aceasta este o companie de microfinanțare, de factoring. Vedem că BT Asset Management a ajuns la active de 4,5 miliarde de lei, da, BT Maxim a fost cel mai performant fond din România în 2023, fix ce am vorbit în episodul de ieri despre această companie și acest fond de BT Maxim. În cazul în care n-ai văzut acest videoclip, o să-l las aici sus, dacă vrei să vezi ce fonduri de investiții au cei de la Banca Transilvania. Mai vedem că BT Capital Partners a fost co-lead manager pentru IPO Hidroelectrica în valoare de 1,9 miliarde de euro. BT Pensii este în top 3 furnizori de pensii facultative. Cu peste 200.000 de carduri active, BT Direct a devenit în 2023 cel mai mare emitent de carduri în acest sector. Dar sunt multe alte lucruri pe care cei de la Banca Transilvania ca și grup le-au făcut foarte bine în 2023. Mai vedem acordul în 2024 pentru achiziția OTP Bank România și a subsidiarelor din țara noastră. Victoria Bank a cumpărat BCR Chișinău, dar Victoria Bank este banca din Republica Moldova care face parte a grupului BT. Da? A finalizat această achiziționare BCR Chișinău.
Pe urmă, Idea Broker a devenit BT Broker de asigurare și vedem că și aici compania achiziționată de BT Leasing, de la Idea Leasing în 2023, a devenit BT Broker de asigurare în februarie. Grupul Banca Transilvania are planuri ambițioase în ceea ce privește acest segment. Da, deci această companie vedem că performează din foarte multe puncte de vedere. Au avut recorduri la credite și carduri și clienți noi și toate astea. Pe lângă asta, zona de dobânzi în momentul de față ajută foarte, foarte mult pentru că sunt dobânzile destul de ridicate și atunci profiturile lor clar cresc. Ce-mi place foarte mult la această companie și cu cât încep să înțeleg mai mult economia, din ce în ce mai mult înțeleg de fapt cât de bine este în teorie să fii naționalist, da? Pentru că atât timp cât tu consumi de la tine din țară și, de exemplu, cum face Banca Transilvania, cumpără companii, bănci mai exact, din Republica Moldova, și acolo ei reușesc să cumpere chiar și altă bancă, ei deja fac profituri din ce în ce mai mari și dintr-o altă țară, da, o altă economie în teorie, ei reușesc să producă bani și să aducă profitul la noi în țară pentru bunăstarea României. Da? Am văzut că deja taxele și impozite plătite de companii în România, Banca Transilvania a plătit 2% din acele sume, ceea ce este un lucru foarte, foarte important. Cu cât companiile sunt mai mari și taxele plătite către stat sunt mult mai uriașe, cumva România se poate dezvolta. Acesta este primul principiu, dar clar trebuie să ai mare grijă ceea ce și faci cu banii după ce îi primești, nu doar să primești cantități industriale de bani, să zic așa. Trebuie să mai fie și cineva competent la conducere încât să reușim să ieșim cu pieptul în față, să spun așa, ca și economie, da? În zona de țări dezvoltate. Ei bine, haideți să trecem un pic la cifrele companiei Banca Transilvania în 2023, să vedem de fapt ce s-a întâmplat. Vedem aici pozițiile financiare pentru decembrie 2023. În stânga avem 31 decembrie 2023 în mii de lei, da? Acestea sunt 22 de miliarde. Pe urmă, în dreapta, în 2022, și aici este creșterea procentuală. Iar în cealaltă secțiune este la nivel de grup. Eu o să citesc cifrele de la nivel de grup, da? Pentru că până la urmă aceasta este compania întreagă și asta ne interesează pe noi. Vedem numerar și conturi curente la bănci centrale. În momentul de față, Banca Transilvania ca și grup au o valoare de 24 de miliarde cu o creștere de 66% față de 2022. Plasamente la bănci și instituții publice, la fel și aici vedem o creștere de 120%, da? În momentul de față sunt 12 miliarde. Credite și avansuri acordate clienților, liniuță net, vedem aici un 75 de miliarde față de 68 și aici avem o creștere de 11%. Ce mai putem să vedem este active financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit și pierdere. Anul acesta, ca și grup, Banca Transilvania are un câștig de 1,2 miliarde, pe când anul trecut a fost 1,1 și aici avem o creștere de 11%. Unde putem să vedem o creștere foarte, foarte mare este la activele financiare evaluate la cost amortizat, instrumente de datorie. Anul acesta valoarea este de 9 miliarde, 9,4 mai exact. Anul trecut au terminat cu 2,59. O creștere de 360%, da? Sunt cifre foarte, foarte mari. Vedem că per total grup, în momentul de față, ca și active, au 169 de miliarde de lei, pe când anul trecut, fix în aceeași perioadă, aveau 140 de miliarde, o creștere de 20%. Ce mai vedem la zona de datorii? Vedem de datorii financiare deținute în vederea tranzacționării. Anul acesta este mai mare această datorie cu 113%. Depozite de la bănci în momentul de față au scăzut puțin la 1 miliard de lei față de 1,6 miliarde de lei anul trecut. Au ajuns la 138 de miliarde față de 119 miliarde și aici o creștere destul de bună. Ce mai vedem sunt împrumuturile de la bănci și alte instituții financiare și acestea au crescut, aproape s-au dublat, o valoare de 97%. Pe urmă mai vedem datoriile cu impozitul curent, 103 milioane de lei, datorii din contracte de leasing, 533 de milioane de lei, da, o mică creștere și în zona asta. Mai vedem aici la alte datorii o creștere destul de ridicată de 43%, dar haideți să trecem per total, să vedem total datorii și capitaluri proprii. Au ajuns la 169 de miliarde de lei față de 140 de miliarde de lei. Avem o creștere până la urmă de 20,4%. Deci cumva această companie a urcat destul de bine anul acesta. Acum haideți să trecem un pic la ceea ce ne interesează pe noi, să vedem de fapt Banca Transilvania
câți bani au făcut în 2023. Ei bine, au făcut ei cifre de afaceri și toate cele, dar pe mine, sincer, unul mă interesează profitul, da? Eu sunt investitor și clar mă uit să văd, bă, ce profit are, lasă-mă cu cifra de afaceri. Ei bine, haideți să ne uităm un pic peste acestea să vedem câți bani au făcut ei de fapt. Vedem că veniturile din dobânzi au fost mult mai ridicate, da? Cu 46%. Per total, venituri nete din dobânzi sunt 5 miliarde față de anul trecut 4,4 miliarde, o creștere de 17%. Venituri nete din speze și comisioane, și aici avem o creștere, nu foarte mare, dar totuși la nivel de grup este o creștere destul de bună, pentru că sunt cifre uriașe și un 10% este greu, să zicem așa, de făcut și de acoperit piață, încât să crești cu 10% la un astfel de nivel. Vedem că în 2023 au terminat cu 1,2 miliarde și anul trecut, în 2022, au terminat cu 1,1 miliarde, creștere de 9,97%. Pe urmă, venituri operaționale, da? Vedem aici ca și venituri operaționale sunt 7,7 miliarde de lei per total față de 6,2 miliarde. Deci ca și venituri operaționale anul 2023 au fost cu 23% mai ridicate decât în 2022, ceea ce este foarte, foarte bine. Vedem alte cheltuieli operaționale, da, ce au avut ei ca și cheltuieli au fost de 3,5 miliarde. Anul trecut, în 2022, au fost 2,9, ceea ce clar cumva era de așteptat că și cheltuielile operaționale să crească, mai exact o creștere de 18%. Ce mai putem să vedem este profitul înainte de impozitare. Vedem că anul acesta, în 2023, au terminat cu 3,7 miliarde de lei înainte de impozit, față de anul trecut 2,8, deci o creștere de aproape 33%, da? 32,32 mai exact, dar cheltuielile cu impozitul pe profit au crescut și ele. Pentru că în 2022 au avut 312 miliarde ca și impozit pe profit, pe când în 2023 au avut un impozit de 721 de milioane de lei, deci se duc foarte, foarte mulți bani la stat doar din această companie, da? Ne apropiem foarte ușor de 1 miliard de lei în impozit doar pe profit, fără alte taxe și impozite pe care grupul Banca Transilvania, da, îl datorează statului. E bine, până la urmă vedem acest profit de aproape 3 miliarde de lei, dar haideți să vedem ce profit face compania per acțiune, pentru că până la urmă noi deținem X număr de acțiuni, fiecare dintre noi știe câte acțiuni deține la Banca Transilvania și vrem să vedem împreună câți bani a făcut această companie per acțiune, da, raportat la fiecare acționar în parte. Ei bine, copiem acest 2,9 miliarde de lei și le împărțim la numărul de acțiuni. Ei bine, eu am făcut treaba asta deja, sunt în total 798.658.233 de acțiuni. Da, în momentul de față, Banca Transilvania se tranzacționează la 26 de lei per acțiune. Cu un profit de aproape 3 miliarde de lei, iasă un earning per share de 3,74, de fapt 3,73694 lei per acțiune, ceea ce este un lucru destul de bun, pentru că această companie se tranzacționează la 26,22 lei în momentul de față și dacă se tranzacționează în momentul de față la 3,73 profit net per acțiune în 2023, da, a produs acest profit. Ei bine, astăzi, în 26.02.2024, când filmez eu acest videoclip, acesta este prețul per acțiune, da, preț, acțiune, și acesta este price per earning ratio, da, asta înseamnă în câți ani, dacă ar produce exact la fel, această companie și-ar produce prețul per acțiune doar din profit. Ei bine, acesta este PER-ul, da, la care am împărțit prețul pe acțiune la profitul net. Asta ar fi un 7,01 ca și price per earning ratio, ceea ce este foarte, foarte bine, dacă stai să mă întreb pe mine, pentru o companie românească. Da? Mie îmi place foarte mult și a început să-mi placă destul de mult Banca Transilvania în ultimii ani, pentru că au crescut dobânzile și clar au avut foarte, foarte mult de câștigat în această zonă. Este și o companie care achiziționează alte companii, ceea ce mie îmi place foarte mult și începe să-mi placă cu cât înțeleg mai mult economia țării, da? Și cât de mult poate să aducă un impact în societate acest gen de companii, pentru că fac lucrurile acestea. Dar până la urmă, eu sincer am cam pierdut trenul, să spun așa, m-am axat mai mult pe OMV Petrom și acum nu vreau să vând ca să cumpăr și tot așa,
să vând OMV, să cumpăr Banca Transilvania, pentru că nu vreau să fac acest gen de trading, dar pentru cei care aveți această companie, Banca Transilvania, în portofoliu, ei bine, rezultatele de anul trecut și din anul 2024 sunt 100% sigur că o să fie destul de bune și atunci o să aveți motive să vă bucurați, da, după acest raport, pentru că este unul foarte, foarte bun. Sper că ți-a plăcut acest videoclip, dacă da, nu uita să te abonezi și să lași un like pentru că mă ajută să cresc acest canal și în cazul în care ai nevoie de orice fel de asigurare, ai numărul meu și în descriere și aici pe ecran, poți să mă contactezi pentru ceea ce ai tu nevoie și până data viitoare nu uita, alege să-ți construiești viitorul.